în așteptare. Iar acționarii acestei companii nu sunt prea fericiți la ora actuală, pentru că... Îmi pot imagina asta. Și... Deci situația este blocată în tribunal, situația este blocată la Ministerul Mediului și sper că este blocată și din punctul de vedere al Ministerului Culturii cu aprobările pentru declasarea vestigiilor arheologice. Adică eu nu văd, mă gândesc să mă pun în pielea lor, să presupunem că eu am bani, eu vreau să fac exploatarea. Păi aș zice că dă-ne, dar nici nu mai îmi trebuie. Dacă am atâtea piedici în față, nu mai îmi trebuie, mă duc în altă parte. Piedicile sunt... Nu să spun, dar sunt mai mult datorită unor acțiuni intentate în justiție de localnici și în prea mică măsură ca urmare a reacției unor ministere sau autorități deci centrale sau locale. Statul păstrează o expectativă stranie. Exact, indiferent de culoarea politică. Da. Bun, deci presupunem că sunt interese financiare. Ajung la întrebarea... propriu-zis economică, dar nu din punctul de vedere al companiei care face investiția și care dorește să declanșeze exploatarea cu ceanură, ci din punctul de vedere al partenerului inevitabil. Pentru că statul român este proprietarul subsolului și solului. Statul român. Este o afacere bună pentru statul român. Am citit în presă lucruri care mi s-au părut foarte strani. Și anume că beneficiul pe care statul român l-ar avea este ridicol, e grotesc de mic, în raport cu ce ar câștiga această companie. Acesta e doar un aspect. Pentru că mai există unul care privește cheltuielile pe care statul român le va face după încheierea exploatării cu închiderea și ecologizarea zonei. Cheltuieli care, prin actualul proiect, sunt în întregime plasate în spatele statului și deci a contribuabilului român. Dacă luăm în considerare costurile estimate la nivel mondial de refacere a unui metru cub sau un metru pătrat de teren, se ajunge la o valoare de peste 2 miliarde la Roșia Montană. Acesta va fi costul pe care îl va plăti statul român și fiecare dintre noi. Ok, deci sunt costurile post-operatorii pentru ecologizare. Exact. Sunt costurile pe care le putem prezuma, după experiența Baia Mare, oricând, despăgubiri pe care le vom plăti față de terți, când vom infecta mediul. Și rămâne un beneficiu, cum spuneați, extrem de subțire. Domnule Florea Ciugudean, vreau să vă întreb în încheierea emisiunii, făcând bilanțul palierelor pe care le-am străbătut în fugă, da, așa este când ai timp limitat la dispoziție, economic, ecologic, social, istoric. Este afacerea Roșia Montană controversată? Fără discuție. Mai mult decât controversată. Adică beneficiile față de pierderi sunt de așa natură încât judecata este echivocă? E o afacere bună ori e o afacere proastă? Din punctul de vedere al cetățeanului român, eu o privesc ca o afacere extrem de proastă. Din punctul de vedere al statului? Statul pare să-și asume aici onoasele acestei afaceri. De ce proastă? Din punctul de vedere al istoriei, al vestigiilor noastre arheologice. Este catastrofală. E catastrofală. Din punctul de vedere al mediului. La fel de proastă. Din punct de vedere social. Beneficiile sunt minime și pentru o parte a comunității. O parte. Nici măcar pentru întreaga Roșia Montană. Avem 5 argumente împotriva proiectului Roșia Montană. Domnule Horia Ciugudean, vă mulțumesc foarte mult. Poate că vocea noastră nu a răsunat în deșert, ci a răsunat în anumite urechi care, poate, dacă vor avea minte de preluat ceea ce este auzit, să audă.